Bună seara și bine v-am găsit! Sunt Maria Stoian și vă invit să urmăriți cele mai importante evenimente ale zilei. Iată câteva dintre subiectele ediției. Dorin Recean se lasă așteptat la Parlament pentru a cere instituirea stării de urgență. Ce părere au deputații din opoziție despre încercările guvernării de a băga țara din nou în regim de alertă? Vă spunem la știri. Bula de săpun s-a spart. În afară de stropii aruncați de Maia Sandu, în ochii alegătorilor, alt efect nu a avut. Instituțiile de forță nu au prezentat probe de fraudare masivă și nici nu există persoane condamnate. Deci procurorii instrumentează cazuri similare încă de acum 4 ani. Va fi protest vineri în fața Parlamentului. Confederația sindicatelor va cere salarii mai mari și protejarea bunăstării bugetarilor în fața creșterii prețurilor și a scăderii puterii de cumpărare. Călătoriile cu taxiul s-ar putea scumpi din ianuarie din cauza creșterii semnificative a costului asigurării auto. Premierul Dorin Recean este așteptat astăzi în Parlament pentru a cere din nou instituirea stării de urgență, de această dată legată de criza din energie. Nici până la această oră demnitarul nu a venit în fața deputaților, iar asta pentru că toată ziua aleșii poporului asculta rapoartele instituțiilor de forță despre așa numita fraudare masivă a alegătorilor, care s-a dovedit a fi o bulă de săpun. De ce? O să vă spunem pe parcurs. Partidul PAS aflat la putere încalcă din nou drepturile opoziției și de această dată mai multe proiecte propuse de către deputații grupului parlamentar Victoria în cadrul ședinței legislativului au fost respinse. Printre acestea, parlamentarii au cerut audierea ministrului Muncii și Protecției Sociale Alexei Buzu după ce sute de mii de cetățeni au primit compensații derizorii, iar zeci de mii de cetățeni au aflat că sunt non-vulnerabili. Această inițiativă, dar și altele au fost respinse de majoritatea parlamentară. Deputații grupului parlamentar Victorie au părăsit ședința Parlamentului în semn de protest. În cadrul ședinței Parlamentului, deputații blocului Victorie au cerut ca să fie audiat ministrul Muncii, Alexei Buzu, pentru a explica în detaliat cetățenilor care au fost criteriile de acordare a ajutorului la contor pentru cetățeni, deoarece o întreagă societate este indignată de compensațiile mizere care le-au fost atribuite, dar și de modul în care s-au făcut calculele. Solicităm audierea domnului ministru Alexei Buzu în legătură cu acest proces rușinos, da, de așa numită acordarea compensației pentru cei care sunt vulnerabili. Zeci de mii de cetățeni au aflat că sunt de fapt non-vulnerabili, iar alte sute de mii au primit niște compensații derizorii, de la 300 la 500 de lei, chiar dacă au ratat venituri foarte modeste. De aceea solicităm totuși să fie invitat domnul ministru. Inițiativa a fost respinsă de majoritatea parlamentară. De asemenea, deputatul Vasile Bolea a insistat pe introducerea pe ordinea de zi a ședinței a unui alt proiect de lege. Noi deja mai bine de 3 săptămâni, mai în detaliu, în data de 15 noiembrie 2020, am înregistrat un proiect de moțiune simplă asupra politicii statului în domeniul drepturilor electorale ale cetățenilor. Până în prezent, acest proiect de moțiune, această moțiune, de fapt, simplă, nu a fost dezbătută, cu toate că nu există nicio procedură care ar interzice, da, dezbaterea acestei moțiuni, noi solicităm ca ea să fie inclusă în ordine de zi. Nici acesta nu a acumulat numărul necesar de voturi, iar vicepreședintele Parlamentului Doina German a motivat prin faptul că această moțiune nu poate fi examinată în plen. Moțiunea a fost examinată în cadrul ședinții biroului permanent din 4 decembrie și nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a ajunge în plen. Totodată, încă data trecută, Vasile Bolea a declarat că aceste acțiuni
fracțiuni ale majorității de la guvernare încalcă legea și că astfel de votumuri trebuie examinate în cadrul ședinței plenare, nu la nivelul biroului Parlamentului. Cei din partidul de guvernământ au propria ordine de zi pentru ședințele legislativului, iar guvernarea PAS se preocupă de alte lucruri decât cele importante pentru cetățeni, a precizat Vasile Bolea. În semnă de protest, deputații grupului Victorie au părăsit sala de ședințe. Noi am mai avut un subiect pe ordine de zi, da, de invitarea domnului Mihai Popșoi, este prezent și directorul SIS, să ne povestească despre diferiți spioni care bântuie pe aici prin Chișinău, care încearcă să racoleze alți diplomați din alte ambasade. Dar eu cred că este depresos, deoarece v-ați stabilit o ordine de zi așa, numai pentru voi și nu mai doriți să dezbateți și alte subiecte importante pentru societate. Din acest considerent, noi cred că o să vă părăsim, o să vă lăsăm în intimitate, în semn de protest și vă spunem la revedere. O zi bună! În cadrul unui briefing de presă organizat de grupul parlamentar Victorie, deputații au declarat că actuala guvernare a demonstrat încă o dată indiferența față de cetățeni, iar din cauza irresponsabilității celor de la conducere au de suferit oamenii. Ați văzut nedorința celor de la guvernare de a audia miniștri responsabili în diferite domenii care ar trebui să dea răspuns la unele întrebări pe care le are pe o societate întreagă cu referire la cum vom trece de această iarnă. Eu intuiesc că până această iarnă cetățenii Republicii Moldova o vor petrece în fric, în întuneric, iar cei de la guvernare îi preocupă cu toate alte, da, pe lucruri decât cele stringente pe care probleme pe care le au cetățenii Republicii Moldova. Amintim că Asociația Promolex, care monitorizează activitatea legislativului, a remarcat în repetate rânduri că majoritatea parlamentară restrânge drepturile colegilor săi din opoziție și încalcă regulamentele parlamentare. Astfel, conform regulamentului, inițiativele fracțiunilor parlamentare de opoziție, precum și ale deputaților din opoziție fără partid, au prioritate în formarea ordinii de zi a primei ședințe plenare din fiecare a șasea săptămână de la începutul sesiunii parlamentare. În timpul sesiunilor parlamentare ar trebui să fie organizate 2-3 ședințe dedicate proiectelor opoziției, dar din păcate acest lucru nu se întâmplă, a declarat Promolex într-unul din rapoartele sale. Va fi protest vineri în fața Parlamentului. Acțiunea este organizată de Confederația Națională a Sindicatelor pentru a atrage atenția asupra dificultăților economice cu care se confruntă salariații din Republica Moldova și pentru a cere autorităților măsuri urgente. Printre principalele revendicări se numără majorarea salariului minim la 6.000 de lei. Sindicatele subliniază că lefurile actuale nu sunt suficiente pentru a acoperi minimul de trai și că măsurile propuse sunt esențiale pentru protejarea drepturilor și bunăstării angajaților în contextul creșterii prețurilor și scăderii puterii de cumpărare. Confederația Națională a Sindicatelor a anunțat că acțiunea de protest va începe la ora 10 în fața clădirii Parlamentului, acolo unde majoritatea parlamentară PAS decide cum vor trăi oamenii. În comunicatul oficial se spune că scopul manifestației este exprimarea îngrijorării față de situația economică tot mai dificilă a angajaților din țară. Prin urmare, sindicatele le cer autorităților să ia măsuri urgente pentru sprijinirea cetățenilor în condițiile în care prețurile cresc pe fundalul scăderii nivelului de trai. Principalele revendicări sunt stabilirea unui salariu minim de 6.000 de lei începând cu 1 ianuarie 2025 și folosirea acestuia pentru planificarea bugetului de stat pe anul viitor, majorarea cu 35% a salariilor pentru anumite categorii de angajați, inclusiv profesori și personalul din domeniul ordinii publice, și alocarea a 50 de milioane de lei la tratamentele balneosanatoriale pentru persoanele asigurate.
Sindicatele atrag atenția asupra faptului că salariile actuale nu acoperă nici măcar minimul de existență, evaluat la 5.900 lei pentru un copil și un adult. În acest context, creșterea tarifului la gazele naturale va avea un impact sever asupra populației, generând scumpiri în lanț și adâncind sărăcia, în special pentru angajații cu salarii mici. De asemenea, reprezentanții sindicatelor subliniază că Republica Moldova și-a asumat angajamente față de Uniunea Europeană, inclusiv transpunerea directivei UE 2022-2041, care prevede ca salariul minim să reprezinte 50% din salariul mediu. În prezent, acest raport este de doar 36,5% și riscă să scadă la 34,2% în 2025. Reducerea propusă a cheltuielilor pentru tratamentul balneosanatorial este de asemenea considerată inacceptabilă. Aceasta ar limita și mai mult accesul salariaților la servicii esențiale de recuperare în condițiile în care numărul beneficiarilor a scăzut deja semnificativ în ultimii ani. Sindicatele cer autorităților să acționeze imediat pentru a răspunde acestor revendicări, subliniind că măsurile propuse sunt esențiale pentru a proteja drepturile și demnitatea salariaților din Republica Moldova. CNSM precizează că acțiunea de protest a fost decisă în urma unei ședințe extraordinare de miercuri, după inițiativa Federației Sindicale Educației, care a formulat aceste revendicări. De altfel, angajații din învățământ au anunțat că vor picheta sediul legislativului și în 19 decembrie, fiind nemulțumiți de majorarea salariilor de doar 9% stabilită în legea bugetului pe anul viitor față de 35% cât ceruse. Simultan, flashmob-uri vor avea loc în toate școlile din țară. În reacție, ministrul Educației Dan Perciun a declarat că solicitarea de majorarea salariilor de 35% nu este una realistă, pentru că impune identificarea a câtorva milioane de lei într-o perioadă de timp foarte scurtă, ceea ce este imposibil. În ziua însă în care a făcut declarația, ministerul a anunțat investiții de peste 4 milioane de dolari în diferite proiecte în învățământ, ce vor trebui implementate tot de cadrele didactice prost plătite. După profesori și medici, au cerut majorarea salariilor de 30% față de cea de până în 18% prevăzută în legea bugetului pe 2025. Ca răspuns la aceste solicitări, ministrul Sănătății, Alan Nemerencu, a declarat, cităm, ne întindem atât cât ne permite plapuma, și a acuzat sindicatele că fac politică. O nouă ședință de judecat, a treia în cursul acestei săptămâni, a avut loc în dosarul Marinei Tauber privind finanțarea ilegală a partidului. Deputatul afirmă că nu s-a întâmplat nimic important în cadrul audierilor și a adăugat că frecvența cu care se desfășoară acestea nu sunt altceva decât un instrument de presiune asupra sa și a echipei sale, cu scopul de a-i distrage atenția de la activitățile politice importante, mai ales în situația actuală care generează îngrijorări majore, fiind vorba de criza energetică iminentă. Marina Tauber afirmă că ședințele de judecată sunt doar o pierdere de timp, cu proceduri neclare și absența martorilor esențiali. În plus, procesul nu este transparent și există lipsă de comunicare, afirmă secretarul executiv al Comitetului Executiv al Blocului Victorie. Ce episod a fost astăzi examinat, nici noi nu am înțeles. Aparatorul meu de câteva ore a dat această întrebare, nu a primit răspuns. După cum ați observat deja, în ședințe în care sunt cercetate probe, noi nu putem să ne expunem, noi nu putem să comentăm și toate întrebările noastre nu sunt luate în considerare, chiar dacă nu este clar cine a semnat procesul verbal, din ce dosar fac parte documente care au fost citite de procurori. Deputatul și-a exprimat frustrarea și față de faptul că, deși participă la ședințele de judecată, opinia și comentariile sale nu sunt luate în considerare. Astăzi a avut loc a treia ședință de judecată în această săptămână și eu cred că vă dați seama că așa câte 6-8 ore pe săptămână eu stau în această clădire fără sens, pentru că opinia mea nu este luată în considerare și comentariile mele la fel. De ce nu sunt prezenți martori și așa mai departe. Deci procedurile sunt neclare nouă, dar instanța dispune așa cum probabil este dictată de cei de la guvernare.
Prin urmare, Marina Tauber consideră că procesele sunt folosite ca o tactică de a bloca sau de a împiedica să se concentreze pe activitatea sa politică. Astăzi, noi, ca de obicei, ne-am convins că aceste ședințe de judecată sunt și în genere există ca să pună presiunea pe mine și pe toată echipa și ca să ne distragă de la lucrurile importante. Încă o zi stricată de ședință de judecată în care nu am putut normal să-mi planific activitățile mele și în timpul acesta, ceea ce se petrece în țara noastră, desigur că ridică multe semne de întrebare. Următoarea ședință de judecată este programată pentru luni, 16 decembrie. Menționăm că la ședința de marți, 10 decembrie, instanța a decis să-i prelungească Marinei Tauber interdicția de a părăsi țara pentru 20 de zile, fără vreo explicație. Anterior a fost stabilit un calendar al audierilor până la mijlocul lunii aprilie, dar nu este clar de ce judecătorii estimează deja necesitatea a încă 50 de ședințe. Marina Tauber este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului Șor și de falsificarea raportului financiar privind alegerile din 2021 pentru primăria Bălți. Deputatul neagă acuzațiile, afirmând că finanțarea partidului a fost legală și considerând că dosarul său este unul politic, ceea ce este respins de autorități. Ilan Șor, președintele blocului Victorie, a declarat în repetate rânduri că fondurile partidului au fost obținute legal de el sau de partenerii săi de afaceri. După anunțul autorităților despre majorarea salariilor medicilor cu 15-18%, lucrătorii din medicină se revoltă spunând că este o creștere infimă și nu corespunde scumpirilor care au loc în lanț. Și asta pe fondul muncii supraprogram pe care o fac majoritatea dintre ei, al eforturilor extenuate pe care le depun și al responsabilității enorme pe care o au față de viețile omenești. Cu siguranță, fiecare dintre noi a văzut cel puțin o dată din viață condițiile și ritmul în care muncesc medicii. Ture de noapte, ore peste program, intervenții chirurgicale urgente și uneori foarte complicate. Responsabilitatea pentru viața omului, provocarea de a lua decizii pe muchia de cuțit, instruire continuă, flux mare de pacienți, fiecare cu durerea lui și salarii care le permit să facă față doar celor mai stricte necesități. Un tablou obișnuit rupt din viața multor lucrători medicali din Republica Moldova, deși în ultimii ani s-au făcut unele investiții în sistemul medical, iar salariile au fost majorate un pic, medicii de la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie spun că așteaptă în continuare reforme și lefuri decente. Pe de o parte, nu sunt bani suficienți la guvern, pe de altă parte, avem o migrație foarte mare. Și deși anterior, anii anteriori au fost mărite salariile, oricum migrația nu se oprește, fiindcă elementar în țările vecine salariile sunt mult mai mari. Ce salariu trebuie să aibă un medic ca să poată să-și întrețină familia? Un medic ar trebui să aibă un salariu decent ca să nu fie nevoit să alerge în alte părți. Angajații din cadrul instituției ne-au vorbit despre probleme și provocările cu care se confruntă zi de zi în exercitarea profesiei. Pentru munca depusă, merită și ei un salariu decent, dar după cum spun doctorii, la remunerări ca cele ale medicilor din Uniunea Europeană nu le rămâne decât să viseze. Este o muncă foarte grea, zilnic efectuăm, pot să vorbesc doar de instituția noastră, efectuăm la în jur de 12-15 endoprotezări pe zi. Ca și toți ceilalți, se merită o remunerare a statului la un nivel mai înalt decât cel care este, deoarece chiar tot colectivul, toată instituția și chiar și colegii din alte instituții încep ora de lucru mult mai devreme, decât ora stabilită pleacă de la serviciu cu mult mai târziu. De câte ori lucrați pe săptămână? În fiecare zi.
am și ture de noapte, că e imposibil să muncești zilnic doar și să te întreții la așa salariu. Și de aia și sunt conștientă că să fac și o tură ca să am un salariu și mai bun. Soțul este nevoie să plece din cauza salariului, că nu ne ajunge nici la unul, nici la altul. Pacienții ne-au spus că pentru munca de mare responsabilitate, complicată și obositoare, doctorii merită un salariu mai bun. Foarte trebuie să aibă salariu mare, foarte multă muncă de bun. Sunt interesat de pacienți. Dar nu putem merge deloc, ea că vedeți că-s drept. Și cum două chioare, dar chioarele erau strâmbe. Dar după munca care o depun ei zilnic, merită un salariu decent, un salariu mare? Foarte mult trebuie să le dai, că ei într-adevăr și muncesc. Potrivit lui Aureliu Munteanu, medicii lucrează fie pe un salariu și jumate, fie își iau mai multe ore de gardă, fie au mai multe joburi în diferite instituții medicale, deoarece un singur salariu nu este suficient pentru a întreține o familie și a face față tuturor necesităților. Toate lipsurile și neajunsurile stimulează și fenomenul corupției în sistemul medical, ca în contextul oricărui alt domeniu bugetar, pe fondul salariilor mici, auzim despre cazuri de mituire a medicilor. Iar una dintre soluții, dacă nu chiar cea mai importantă, în lupta cu corupție în medicină o constituie creșterea remunerării pentru angajați, este de părere președintele Comitetului Sindical. Salarizarea importă mult. Deci fenomenul corupției care există nu numai la noi, în foarte multe țări, poate fi eliminat doar cu mărirea salariului. Alt cale nu văd. În țările unde s-au eliminat acest fenomen și s-a ridicat salariul, nu mai există corupție. Acolo vin pacienții din alte țări și spun, nu facem corupție, nu dăm nimănui nimic. De menționat că în prezent salariul mediu al unui medic care activează în Republica Moldova este de aproximativ 18.600 de lei. Amintim că autoritățile au anunțat majorare cu 18% a salariilor pentru medicii finanțați din bugetul de stat și cu 15% pentru cei plătiți din fondurile obligatorii de asistență medicală. Totuși, angajații din sistemul medical consideră că aceste creșteri nu sunt suficiente. În acest context, responsabilii din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor de Sănătate au solicitat o creștere cu 30% a salariilor pentru doctori și au propus noi ajustări comisiilor parlamentare de specialitate pentru a revizui majorările prevăzute în proiectul de buget pentru anul viitor. Revenim la subiectul zilei. Premierul Dorin Răcean este așteptat în Parlament pentru a cere instituirea stării de urgență în energetică. Între timp, deputații din opoziție au criticat această decizie. Această stare de urgență este pentru a justifica deconectările de energie, pentru a mai asista activitatea unor televiziuni, pentru a mai da niște indicații justiției, pentru a mai închide vreun partid politic sau pentru a aresta niște cetățeni nevinovați. Cam așa comentează deputații din opoziție solicitarea premierului de a institui stare de urgență în energetică. De cealaltă parte, Igor Grosu, președintele partidului de la putere, îl laudă pe șeful guvernului, chiar dacă în loc să aprovizioneze țara cu gaze ieftine, a umblat cu gazete electorale sub braț. Deputatul blocului Victorie, Vasile Bolea, susține că instituirea stării de urgență este un show al actualei guvernări, iar vinovați de situația în care ne-am pomenit este în primul rând Maia Sandu, pe care a numit-o președintele diasporii, dar și întreaga gloată din PAS, susține acesta. Această guvernare coruptă și criminală vine să recunoască că a eșuat definitiv în procesul de garantare unui nivel de trai minim garantat de către Constituția țării. Această guvernare, în frunte cu cel mai incompetent și arogant prim-ministru, a demonstrat că este impotentă să administreze treburile publice și să asigure securitatea energetică a statului. Bolea a adăugat că instituirea măsurii se face cu alte scopuri decât cele anunțate. Vă trebuie această stare de urgență pentru a justifica deconectările de energie, pentru a mai asista activitatea vreunui televiziuni sau vreunui portal internet, pentru a mai da niște indicații justiției, pentru a mai închide vreun partid politic sau pentru a aresta niște cetățeni nevinovați. Deci ei nu au învățat lecția absolut deloc. Criza sunt ei, cei din PAS.
Criza este Maesandu, președintele diasporei. Criza este prim-ministru Recean, un prim-ministru incompetent, cel mai incompetent, de fapt, prim-ministru pe care noi l-am avut în istoria de independență a țării. Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Diana Caraman, susține că starea de urgență nu este necesară pentru rezolvarea problemei din sectorul energetic. În plus, ea a afirmat că măsurile de urgență adoptate sunt doar o reluare a planului anterior al partidului aflat la guvernare. În sectorul energetic avem suficient atribuții la toate instituțiile pentru a desfășura activități care să asigure gazul pentru Moldova și să ajutăm cetățenii. În același timp, așa cum ați spus, corect, observăm că în viziunea acestor măsuri de urgență, întotdeauna încearcă să implementeze anumite manevre. Acestea sunt legate de închiderea canalelor, închiderea portalurilor, interdicțiile la proteste și multe altele, care cu siguranță, înainte de alegerile parlamentare, vor încerca să le folosească în acest context. Responsabil de criza în care suntem este guvernul, precizează Caraman. Fără îndoială, guvernul, în loc să rezolve această problemă vara, atunci când a devenit cunoscută, s-a ocupat de distribuirea ziarelor și a pliantelor, mergând și înșelând oamenii. Mai mult, Recean a promis că nu vor fi majorări. Prin urmare, fără îndoială, vină o poartă în totalitate întregul guvern și având în vedere că ei primesc salarii de 50.000 de lei, cred că avem dreptul să le cerem soluții concrete pentru aceste probleme. Toți sunt vinovați și toți trebuie să demisioneze. Deci suntem în prag de criză energetică, a fost anunțată o iarnă grea și un plan de intervenții pentru a depăși această situație. Liderul Partidului de Guvernământ, PAS, sare în apărarea premierului Dorin Recean și spune că este mulțumit de activitatea acestuia. Asta în condițiile în care Recean a făcut campanie electorală în vară pentru Maia Sandu și a umblat cu repartizarea ziarelor în loc să aprovizioneze țara cu gaze naturale ieftine. Totodată, acesta a preferat să scuze incompetența cu războiul de la graniță. Domnul Recean face treabă bună în situația excepțională și complicată în care se află Republica Moldova. Dar de ce nu am pomenit în această criză? În această situație? Dacă dumneavoastră este atât de bun. Dumneavoastră, nu vă sfărați. Când alături de tine are loc un război, când alături de tine două țări sunt în război direct, da, când dinspre Federația Rusă trebuie să vină conform contractului semnat în 2006 de către guvernarea de atunci, că ei trebuie să tranziteze prin Ucraina și să-l aducă până la hotar gazul, dacă vorbim de gaz, să vorbim de gaz pentru malul stâng, că noi nu vorbim acum de asigurare de gaz pentru malul drept a Nistrului. Dar lucruri care nu depind de Republica Moldova. Dacă am putea noi să oprim războiul, dacă am putea noi să determinăm acești doi actori să găsească o soluție. Dar noastră, haideți, suntem oameni raționali. Într-un final, după ce a văzut că întrebările nu contenesc, Grosu a îndemnat jurnaliștii să se adreseze premierului, căruia până atunci i-a luat apărarea. S-au procurat gaze vara, atunci când știm că prețul era mult mai mic. Întrebare, iată, o să adresați întrebările astea și domnului prim-ministru, o să adresați întrebările astea și celor de la Ministerul Energeticii. Precizăm că în Moldova ar urma să fie instituită stare de urgență pentru 60 de zile, începând cu 16 decembrie. Guvernul propune Parlamentului aprobarea inițiativei în contextul riscului sistării furnizării gazelor naturale de către Gazprom. Menționăm că guvernarea PAS a ținut Moldova mai mult de 3 ani în stare de urgență, deși aceasta fusese aplicată în contextul războiului de la graniță sau a crizei gazelor. În perioada de restricție au fost măsuri care nu au nicio legătură cu crizele respective, fiind închise televiziuni, interzisă registrarea candidaților Partidului Șansă la alegerile locale, interzise proteste ale opoziției și emise permisiune doar pentru autoritățile publice centrale să desfășoare manifestații pro-europene. În plus, a fost cumpărat gaz cu un preț ținut în secret, iar deciziile erau luate cu ocolirea procedurilor legale. Astfel, am plătit suplimentar pentru gazul achiziționat prin scheme opace, iar acum se pare că se pregătește reluarea acestei practici.
Ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, Ianis Majex, a îndemnat autoritățile din țara noastră să stabilească un dialog cu administrația concernului rus Gazprom pentru a preveni o criză energetică. Sectorul energetic este foarte important și în care Republica Moldova a făcut multe progrese. Suntem pregătiți să muncim cu guvernul și să îl susținem în această criză, dar cred că responsabilitatea pentru eventualele crize este a Gazpromului, a declarat Majex în cadrul unui interviu pentru Radio Moldova. Ambasadorul UE a menționat că în ultimele trei ierni, Uniunea Europeană a oferit Moldovei ajutor în valoare de 240 de milioane de euro pentru sprijinirea sectorului energetic, dar a subliniat că acum este mai important să se prevină întreruperea livrărilor de gaz. El a confirmat că atât la Chișinău cât și la Bruxelles au loc discuții despre necesitățile Moldovei și a exprimat speranță că va fi evitată criza. Majex a precizat că încă nu se știe care va fi suma estimată de suport pentru Moldova și va anunța acest lucru când va fi luată o decizie. Ambasadorul UE nu a exclus faptul că dacă Chișinăul și Tiraspolul vor dezvolta un dialog, situația dificilă actuală din sectorul energetic ar putea apropia procesul de integrare a Moldovei și Transnistriei. Menționăm că termenul acordului privind tranzitul gazului rusesc prin teritoriul Ucrainei expiră la începutul anului viitor. Nici autoritățile Moldovei, nici reprezentanții Gazprom nu au comentat încă declarațiile ambasadorului UE la Chișinău. Producerea curentului electric va scădea dacă centrala de la Cuciurgan nu va avea gaz și va trece la cărbune. Acest lucru va afecta și consumatorii din dreapta Nistrului, având în vedere că 80% din energie ne este livrată de regiunea transnistreană. Administrația de la Tiraspol a elaborat un plan în caz de întrerupere a curentului electric și în caz de lipsă de gaz după data de 1 ianuarie. Potrivit planului, producția de energie electrică va fi redusă și va fi direcționată doar către populație și producătorii de alimente, în primul rând pâine și lapte. Școlile din regiune vor activa online. Dintre grădinițe vor rămâne deschise doar cele în care se poate menține temperatura. Unele întreprinderi vor trece la ture de noapte sau la muncă cu normă redusă. Amintim că încă de la sfârșitul anului 2022, Moldova cumpăra gaze naturale de la Gazprom în volum de 5,7 milioane de metri cubi pe zi, care erau direcționate în întregime pe malul stâng al Nistrului. În schimb, centrala electrică de la Cuciurgan, situată în regiunea transnistreană, furniza energie electrică malului drept la un preț de 60 de euro per megawatt-oră, acoperind aproximativ 80% din consum. Totuși, odată cu anunțul Ucrainei privind încetarea tranzitului de gaze rusești de la 1 ianuarie, situația devine extrem de incertă pentru aprovizionarea regiunii transnistrene. Negocierile recente ale fostului ministru al energiei din Moldova cu conducerea Gazprom, inclusiv în ceea ce privește furnizarea de gaze, nu au adus niciun rezultat concret. Despre introducerea unei noi stări de urgență, dar mai ales necesitatea ei, despre criza energetică și majorarea prețurilor la gaze, dar și despre așa numita fraudare masivă a alegătorilor, care s-a dovedit a fi o mai mare bulă de săpun, vorbim în această seară cu juristul Iurie Mărgineanu. Bună seara, domnule Mărgineanu! Bună seara! Așadar, să o luăm cu începutul. Guvernul vrea instituirea unei noi stări de urgență. A fost modificată legea care permite guvernului să ia decizii urgente, aceasta fiind argumentul principal al puterii la introducerea stărilor de urgență anterioară. Acest mecanism nu este oare suficient? De ce este nevoie din nou de acest regim de alertă? Guvernarea actuală nici nu poate conduce țara în alte condiții, în afară decât cele... după cum vedeți, în stare de urgență, în regim manual, așa spus mai bine. Nici nu știu cum pot să calific, pentru că toate declarațiile făcute și minciunile gogonate spuse de la tribunile centrale, inclusiv a demnitarilor de rang înalt, ne duce numai la o singură concluzie și putem concluziona că sunt netrebnici, neprofesioniști. Mai mult aici aș spune că seamănă la o neglijență totală a specialiștilor sau a persoanelor responsabile de domeniu.
pentru că despre faptul că Ucraina nu va tranzita gazul rusesc către Europa sau prin segmentul său de tranzitare, se cunoștea încă de la începutul anului 2024. Deci un an de zile pentru demnitarii noștri de rang înalt sau chiar de ministru sau de Energocom, care este responsabil și era responsabil de procurarea gazelor, era, cred că, și alarma pentru a se pregăti pentru sezonul de iarnă 2024-2025. Și era normal. Numai că demnitarii noștri, după cum țineți minte, au împărțit gazete și ziare prin Republică, numai nu s-au ocupat de funcțiile lor nemijlocite. În situația dată, eu aș vedea o neglijență totală, cu atât mai mult că și vreau să accentuez aici. Republica Moldova are procurate gaze naturale pe creditele acordate de către Bern. Nu țin minte cantitatea și nu aș vrea să speculez cu cantitatea, dar este o cantitate destul de bună pe o jumătate de an, după cât eu țin minte, care este stocată în jumătate. Jumătate este în România și jumătate este stocată pe teritoriul Ucrainei. Aici apare încă o problemă majoră. Ar trebui să fim atenți, pentru că chiar zilele recente Rusia a avertizat inclusiv cetățenii și țările vecine că vor fi noi atacuri cu rachete și pe ce domeniu și în care sector a Ucrainei va nimeri aceste rachete, nimeni nu cunoaște. Dar dacă aceste rachete vor nimeri acolo în sectorul acela, că e un sector strategic inclusiv pentru Ucraina, și nu numai pentru Ucraina, dar pentru regiune, că acolo își păstrează, să zicem, rezervele mai multe țări, inclusiv Ucraina. Dacă or fi peste aceste stocări sau aceste gozgoldere subterane care păstrează acest gaz, ce se va întâmpla cu gazul acela? Se va duce, dar creditul cine îl va întoarce? Pentru că este procurat pe creditul acordat de către Bird până în ziua de azi, în afară că plătim pentru stocarea lui, încă plătim procente pentru creditul acordat. Adică cheltuieli enorme, gazul acela o să ne coste ca și kilogramul de aur. Fiți siguri în asta. Așa că aici o neglijență totală este vizibilă cu ochiul nenormat. Dumneavoastră credeți că scopul principal al puterii sunt interese obscure? Ce anume ar vrea să ascundă puterea prin introducerea acestei stări de urgență? Nu, în primul rând, propria neglijență. Într-a doilea rând, ei cred că dacă instituirea stării de urgență va fi acordat prioritate dispozițiilor în regim manual de urgență, ocolirea normelor legale și a regulamentelor potrivite, să zicem că ar trebui să procure gaze din alte surse decât e prevăzut de lege cu acordarea unor tendere și așa mai departe. Deci vor procura acel gaz care ei vor considera că este bun la preț. Ia că aici, la întrebarea voastră, se poate de răspuns cu aceea că aici s-ar putea de făcut scheme din procurarea acestor gaze. Depinde de volum, depinde de preț și depinde de la cine. Că dacă o procur de la niște speculanți de pe piață cu un preț major decât este realitatea acestui preț de cubometru de gaze, deci eventual acolo conturile offshore vor fi suplinite în câteva secunde. Dar această stare de urgență iarăși va fi cumva o metodă de a năspri lupta cu oponenții politici și cu instaurarea cenzurii. Cumva asta înseamnă că guvernarea nu a tras niciun fel de concluzii până acum? Tot ce posibil. Deci, dacă țineți minte, toată starea de urgență care a existat în Republica Moldova a fost pe segmentul energetic. Așa și era motivarea. Cerinții de la Parlament acordarea acestei stări de urgență era domeniul energetic.
În domeniul energetic probleme nu au fost și nici nu erau. Aici era mai mult incompetența lor, dar schemele au plutit. Chiar dați să vă dau niște concretizări ca să cunoașteți. Cine este această termoelectrică care peste noapte, după venirea actualei guvernări la conducere, a apărut ca promotor și ca unicul utilizator a procurării gazelor naturale de pe piața, nu să zicem în genere, de pe piață, nu de pe piața europeană numai, da? Deci putea fi procurate din mai multe. Deci termoelectrica este construită în virtutea fostei întreprinderi de stat, Termocom, care a fost bancrotizată și pe baza ei a fost construită termoelectrica. Termoelectrica, la rândul său, utilizând gazul de la Moldova Gaz, are o jumătate, practic, din datoria care este stabilită de către Rusia a Republicii Moldova, o jumătate din această sumă este datoare termoelectrica. Deci, la mine apare o întrebare logică. Care era necesitatea să cumpere anume termoelectrica, să decipăm în ziua de astăzi, nu se vorbește că jumătate din datoria Republicii Moldova sau a Moldova Gaz către Federația Rusă este datoria care nu s-a achitat istorică, inclusiv de către termoelectrica. Aici așa-i toată problema. Că aceste priorități acordate de către Republica Moldova, aceste întreprinderi de stat și procurarea, printr-o parte, să-i zicem, că poate a fost o concluzie prin care s-a ajuns de a stabili că această întreprindere să procure gazul, a fost poate plauzibilă din unele considerente. Ca statul să controleze toată livrarea gazului, cu ce preț cumpără și așa mai departe. Dar cel mai interesant, că prețul totdeauna ANRE-ul îl stabilește. Cu ce preț și care va fi prețul de livrare pentru populație și pentru persoanele juridice în Republica Moldova, totdeauna ANRE-ul. ANRE-ul în genere este o întreprindere paguboasă pentru Republica Moldova. Aici e o corupere la cel mai înalt nivel. Cât a conducerii politice, atât și a instituțiilor statale, atât și a acestor două companii, Termoelectrica și Moldova Gaz, care mint Republica Moldova, amăgind populația, stabilindu-le un tarif, nu știu, să-l numesc așa, destrugător, cât pentru economie, atât și pentru populație, și principalul că tot stac. Tot știu despre asta, iar tot stac. Ascultați-l pe domnul Tofilat. Tofilat cunoaște foarte mult, este un specialist foarte bun și cunoaște foarte multe lucruri ce se întâmplă, inclusiv la Moldova Gaz. Cum apar aceste tarife? Din ce se constituie aceste tarife? Și cum Moldova Gaz și termoelectrica a devenit posibil ca această scumpere? Eu posibil cred că inclusiv Tofilat aici ascunde informația de cetățeni și nu vrea să o dea publică, din considerentul că, să zicem, va păta reputația partidului de guvernământ din care face parte și el, ca susținător a acestei guvernări. Dar ei cunosc foarte multe lucruri. Aici cred că după ce se vor implica organele de drept, vor scoate la iveală foarte multe lucruri prin care a prejudiciat cât Republica Moldova, atât și populația țării și economia ei ca distrugătoare. Domnule Mărgineanu, în regiunea Transnistreană a fost instituită starea de urgență în economie pentru doar 30 de zile. La noi, 60 de zile. De ce oare? Dar dacă se poate să ne răspundeți mai succint. V-am spus, ei altfel nu pot conduce și nu știu cum să conducă. Dar pe lângă
conducerea netrebnică, să zicem, a treburilor interne a țării, aici se vor ascunde și scheme din spatele lor, pentru că vor fi acțiuni nepublice, netransparente și care se vor lua în regim manual, fără ca să cunoască presa, populația și societatea în întregime de acțiunile lor. Deja este clar că guvernarea nu s-a pregătit de iarnă așa cum ar fi trebuit. Aveți încredere că puterea va putea asigura securitatea energetică a țării în această iarnă și cu ce preț pentru consumatori? Despre care securitate putem vorbi? Dacă ei un an de zile n-au întreprins nimic știind că Ucraina, repet încă o dată, anul trecut, la începutul anului, adică începutul anului 24, au anunțat că tranzitul de la anul viitor pe teritoriul Ucrainei nu se va produce. Deci un an de zile la dispoziție. Puteau întreprinde măsuri. Care măsuri au întreprins? Nimic n-au întreprins. Au împărțit gazete pe Republică, s-au îmblat, s-au spălat papucii prin diferite țări ale Europei, lăudându-se cât de democratic este această pseudo partid, pentru că nu este un partid propriu zis în sine, dar este o sectă curată și ne gestionăm treburile țării la timp și cuvenit. Despre care putem vorbi acțiunile ale acestei guvernări? Ei n-au întreprins nicio acțiune, absolut. Astăzi, aproape toată ziua, Parlamentul a audiat rapoarte privind lupta cu corupția electorală. Dovezi privind fraudarea masivă, alegerilor așa și nu au fost prezentate. Înseamnă asta oare că ele în genere nu există? Straniu. Există și eu pot numai să-mi imaginez să fac concluzii din fraudarea lor. Dar uite, vă mai dau încă un indiciu. Voi, ca ziariști, puteți verifica momentele astea. Această stație care produce electricitate din Transnistria, la momentul de față lucrează doar două generatoare mari, da? Care produce această energie, două sau trei la număr. Spuneți-mi, vă rog frumos, dar ele au în genere 12 generatoare. Dacă aceste 12 generatoare, de pornit toate, să accentuiesc, în jurul nostru, inclusiv în Europa, inclusiv Ucraina, are deficit de energetică. Pentru că la momentul de față în Ucraina, numai o jumătate de putere produce energie pe teritoriul Ucrainei. La dânsi acolo e problemă mare. Ei importă și ei din Europa. Dacă aceste 12 generatoare de dat drumul, care în total, să zicem, că ar cheltui vreo 12 miliarde cubi de gaz anual, noi am putea vinde energie electrică în Europa și în Balcani în genere. Pe această vindere s-ar putea produce beneficii, inclusiv nouă, inclusiv Transnistriei. Noi, producând această energie și vinderea lor, am putea avea lumină pe copeici. Spuneți-mi, vă rog frumos, cine din ei, din guvern, din actuala guvernare, a încercat măcar să discute de această problemă? Că toată vinderea se putea produce, dacă de înțeles cu transnistrienii sau cu pseudo-conducerea aceea a Transnistriei, în beneficiu inclusiv a lor și a noastră, marea proporție de beneficiu putea fi a Republicii Moldova. Produce energie ieftină, vinderea ei, iar în final putem produce sau să avem energie foarte ieftină, prin care beneficia inclusiv pe prim plan cetățenii, a doilea plan economia. Ar da drumul, ar face un imbolt, un impuls nou economiei Republicii Moldova. Nu, noi europenilor le trebuim ca cumpărători simple. Să ne dea credite ca noi să procurăm și inclusiv tot de la dâși. Asta e cel mai normal pentru Republica Moldova. Totuși, trebuie Maia Sandu și puterea PAS să fie trași la răspundere pentru dezinformare? Pentru dezinformare, cred că poate numai cetățeanul punând votul sau punând
la timpul potrivit când sunt alegerile, în buletinul de vot, acel vot de blamă pentru un partid și alegând alt partid, în caz contrar, pentru dezinformare nu este așa o componență de infracțiune, nici nu poate fi atras la răspundere, dar ar putea fi aici de privit cu alți ochi. Spuneți-mi, vă rog frumos, viitoarele alegeri parlamentare sunt în primăvară sau maximum în sfârșit de vară, început de toamnă anului viitor. Vom vedea cu ce procent moldovenii noștri o să voteze, pentru că am văzut votul a moldovenilor noștri, inclusiv pentru președintele Republicii Moldova, și am văzut pe cine o ales. Dacă 4 ani de zile s-au bătut joc de această țară, de populație, să tot pe ea au votat-o, înseamnă că noi ne merităm soarta. Altceva nu pot să spui. Și ultima întrebare, un fapt curios a răsunat astăzi în Parlament. În pofida discuțiilor despre fraudarea masivă începută încă acum 4 ani, nu există nicio persoană condamnată în aceste dosare. Confirmă oare acest fapt că de fapt nu au loc represiuni politice și răfuieli cu partidele incomode? Da, aici, la capitolul dat, nici nu avem despre ce discuta, pentru că toată activitatea lor statală a fost lupta cu partidele incomode și șeretlicurile, inclusiv politice, pe arenă, pentru a-și menține partidul și propria personalitate la conducerea Republicii Moldova. Eu cred că până la final, votul care va fi dat pentru alegerile parlamentare și este o cotitură strategică pentru Republica Moldova de a scăpa de această sectă, cred că cetățenii ar trebui să-și dea seama, dar din nou atunci, nu știu, eu cred că cu terminarea, dacă mai stau ei la guvernare încă un termen de 4 ani de zile, după asta se poate dispus cu toată fermitatea și sinceritatea că se poate de un cuiet lăcat la Republica Moldova și de aruncat undeva cheia să nu se mai găsească niciodată. Domnule Mărgineanu, eu vă mulțumesc pentru această discuție și pe curând. Cele bune! Iar noi continuăm cu alte subiecte. Joi în Parlament au venit Procurorul General, Directorul Serviciului de Informații și Securitate, șeful Poliției și reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale pentru a le vorbi deputaților despre corupția electorală, despre care s-a discutat mult în timpul recentelor alegeri prezidențiale. Cu toate acestea, nu au fost prezentate dovezi privind cumpărarea masivă a voturilor. Mai mult s-a aflat că după alegeri au fost deschise doar 84 de dosare, dintre care doar 70 vizează corupția electorală, în timp ce Maia Sandu vorbea despre 300.000 de cetățeni mituiți. După ce au ascultat rapoartele oficialilor, nesusținute de probe concrete, un deputat din opoziție a afirmat că se creează impresia că reprezentanții structurilor de forță au venit în Parlament mai mult pentru a citi știrile PAS decât pentru a prezenta un raport real. Primul care a vorbit în fața deputaților a fost Procurorul General. Ion Munteanu a declarat că la recentele alegeri a avut loc cumpărarea masivă a voturilor și că organele de drept au prevenit o mare catastrofă. Totuși, cifrele prezentate de el nu au impresionat prea mult. În decurs de mai puțin de o lună au fost pornite 84 cauze penale ce vizează infracțiuni referitoare la procesul electoral, dintre care 70 în baza articolului 181.5.1 din codul penal, și anume coruperea electorală, un caz privind falsificarea rezultatelor votării, alte 3 cauze privind infracțiunile de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare a partidelor politice sau ale fondurilor electorale. La zi, deja au fost expediate în instanța de judecată cu rechizitorii 5 cauze în privința 7 persoane, dintre care 2 lideri regionali a unui partid politic. Cifrele menționate de dumneavoastră nu se corelează deloc cu afirmațiile dumneavoastră privind amploarea cumpărării voturilor la alegerile prezidențiale. A declarat deputata Diana Caraman și l-a întrebat pe Procurorul General despre cifra de 300.000 de voturi cumpărate, menționată de Maia Sandu după primul tur. Maia Sandu a declarat că au fost cumpărate 300.000 de voturi și a spus că există dovezi. Aceste dovezi nu au fost transmise la procuratură, ceea ce înseamnă
că fie este vorba de neglijență, ceea ce constituie infracțiune penală, fie de ascunderea dovezilor, ceea ce este de asemenea o infracțiune penală. Când va fi Maia Sandu trasă la răspundere penală pentru aceste fapte? Nu sunt sigur că v-am înțeles foarte corect din motivul cunoașterii relativ cu aproximația limbii ruse, însă am să încerc să vă explic. Deci cifrele care au fost vociferate în spațiu public, inclusiv de organele de poliție, rezultă din activitatea inclusiv special de investigații. Adică pentru infracțiunile Comisia de Reprezentanții Autorităților nu îi veți trage la răspundere. Procurorul general a fost întrebat și dacă, așa cum susține el și reprezentanții autorităților, la alegerile prezidențiale ar fi avut loc cumpărarea masivă a voturilor, adică procesul electoral a fost influențat, cum se face că Curtea Constituțională a validat rezultatele acestor alegeri, care ar fi fost cumpărate și falsificate. Procuratura nu are nicio tangență cu procesul electoral într-un fel sau altul sau confirmarea anumitor segmente electorale. Deputatul Partidului de Guvernământ, Igor Chiriac, era interesat de tehnologiile rusești de cumpărare a voturilor. După cum se știe, mâna Moscovei stă în spatele alegerilor prezidențiale din acest an, alegerilor Bașcanului Găgăuziei din 2023 și alegerilor primarului la Bălți din 2021. Câte dosare astăzi avem cu sentință de condamnare și câte persoane sunt în închisoare condamnate? Ion Munteanu a anunțat că din 2021 până în prezent în Moldova nu a fost pronunțată nicio sentință în cazurile de corupție electorală, inclusiv din cauza faptului că, cităm, avocații plătiți, centralizat, contestă acțiunile procurorilor și ale ofițerilor de urmărire penală. Raportul directorului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, despre încălcările din timpul alegerilor și corupția electorală a fost aproape lipsit de date, fiind plin de clișee și fraze tradiționale pentru actuala guvernare. Serviciul de Informații și Securitate va aduce la cunoștință că atacurile masive asupra independenței și suveranității Republicii Moldova au început încă în anul 2022. Astfel, SIS a informat atunci autoritățile statului că ascensiunea tentativilor de imixtiune externă este alarmantă. Scopul a fost și rămâne în continuare acela, de schimbare a elitelor politice, decidente cu factori favorabili politicilor și intereselor Kremlinului. Și acum, potrivit spuselor lui Măsteață, Kremlinul își concentrează atenția asupra alegerilor parlamentare din 2025. Vrea să obțină controlul asupra Parlamentului Moldovean prin intermediul anumitor partide politice. În acest context, deci fiind bine informați despre planurile pe termen lung ale Moscovei, Serviciul de Informații și Securitate al Moldovei nu a reușit să stabilească cine a lansat în spațiul public așa zisa listă a trădătorilor patriei sau a celor mituiți pentru vot, ceea ce a dus la numeroase probleme pentru mulți dintre cei care se aflau pe această listă. Noi am inițiat un anumit proces de verificare în limita competențelor. Aici mai mult Centrul Național de Protecție a Datelor Caracter Personal ar trebui să se autosesizeze. Noi ne-am oprit într-un e-mail anonim. Directorul SIS-ului a abordat și tema la modă a TikTok-ului. Potrivit lui Musteață, în ultimii ani, această rețea s-a extins considerabil și este folosită frecvent, inclusiv de politicieni. Instituțiile guvernamentale din Moldova mențin legătura cu compania care administrează TikTok și atunci când descoperă știri false, trimit cereri pentru ștergerea videoclipurilor sau blocarea întregului cont. Totuși, această procedură este lungă, fiind necesar să scrii în engleză. Iar atunci când un videoclip este blocat, apar alte 10-15. Noi. În general, subiectul a fost discutat îndelung în sală. Poate ar trebui interzis TikTok-ul? Deci vorbim despre acest TikTok, înțelegem că pierdem lupta. Dumneavoastră ați spus că grupările criminale vor fi tot mai inventive și mai inventive. Deci până noi interzicem acest TikTok, dar dacă îl interzicem, apare TikTok numărul 2, noi înțelegem asta și oricum noi trebuie să ne pregătim. După directorul SIS, la tribuna a ieșit șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. După ce au ascultat rapoartele prezentate, unul dintre deputații din opoziție a declarat că se creează impresia că șefii structurilor de forță au venit în Parlament nu atât cu rapoarte, cât mai mult pentru a citi știrile de la PAS. 40.
Criza energetică nu ar fi existat dacă regimul de la guvernare Sandu Pas nu s-ar fi ocupat de geopolitică în detrimentul intereselor naționale ale Moldovei și ale cetățenilor săi. Tot ce trebuia să facă era să stabilească un dialog normal cu furnizorul rus de gaze și să lucreze la închirierea unui contract în condiții avantajoase pentru țara noastră. Așa procedează astăzi în sfida sancțiunilor țările UE. În același timp, Bruxelles nu se grăbește să ajute autoritățile Moldovei în rezolvarea problemelor de pe piața energetică, pe care le-a creat regimul de guvernare tot la îndemnul lor. Despre ipocrizia Europei și a regimului PAS, standardele duble și singura cale de ieșire din criză, aflăm din comentariul colegei noastre Olga Dziatkovskaya. Și voi ați avut impresia că președintei Maia Sandu parcă nu-i prea pasă de faptul că în Moldova se conturează un dezastru energetic serioasă, una chiar mai gravă decât cea care a izbucnit acum câțiva ani. Atunci, dacă ne amintim, prejudiciul adus bugetului public de schemele cu gaze ale regimului Sandu Pas, conform celor mai modeste estimări ale experților economici, a depășit 15 miliarde de lei. Expertul economic Veaceslav Ionița a remarcat că urmările acestora sunt mai urâte decât cele ale furtului miliardului. Ce pagube va aduce pentru economia Moldovei și pentru cetățenii săi actuala situație rămâne de văzut. Însă deja e clar că nu va aduce nimic bun. Deconectările în masă de electricitate, apă și gaz pe fundalul veniturilor mizere ale majorității populației vor părea floare la ureche pe lângă ceea ce urmează. Dar pe președinta acest lucru nu o preocupă deloc. A luat apă în gură și a făcut bagajul și a plecat. În timp ce guvernul ei de buzunar, condusă de Recean, încearcă din nou să ascundă toate eșecurile din sectorul energetic, iar cetățenii nu au nicio idee despre cum își vor plăti facturile uriașe la încălzire și cu ce își vor hrăni copiii. Sandu se întâlnește cu prietena ei, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aceea care în plina campanie prezidențială în calitate de susținere politică pentru Sandu a anunțat cu mare fast un plan grandios de ajutor, care chipurile va contribui la o creștere economică la fel de grandioasă a Moldovei. Acest plan venea la pachet cu promisiunea finanțării, în mare parte sub formă de credite, în valoare de 1,8 miliarde de lei. Acești bani sunt prevăzuți pentru o perioadă de 3 ani și ar fi fost extrem de util pentru țara noastră, sau mai bine zis, pentru cetățenii noștri, pentru a compensa cheltuielile tot mai mari la serviciile comunale. Acești bani sunt preconizați pentru o perioadă de 3 ani. Când vor începe să ajungă în Moldova, Ursula nu a precizat, deși tocmai acești bani ar fi de folos pentru a compensa cheltuielile tot mai mari pentru serviciile comunale. Dar nu, la întâlnirea cu Ursula, Maia nu vorbește despre gazul fără de care ar putea să rămână țara noastră, nici despre ajutorul pentru cetățeni, de care aceștia au nevoie aici și acum, ci despre necesitatea de a continua reforma justiției. Vetinguri, prevetinguri și alte bla 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 de soi populist, care echipurile ne apropie de UE și alte povești populiste de care cetățenii Moldovei s-au săturat până în gât. Și sub pretextul acestei profanări numite reforma justiției, Ursula, cu același fast, a promis un ajutor de 50 de milioane de euro, cu o formulare vagă și care nu obligă la nimic, pentru susținerea reformelor și stabilității economice. Nu contează că stabilitatea nu există în niciun domeniu. Important este să se facă anunțul. După cum a scris publicistul Dmitri Ciubașenko, asta înseamnă aproximativ 20 de euro pe cap de locuitor al Moldovei. Cam atât costă 3 pahare de bere la Bruxelles, de care, evident, cetățenii noștri nu vor avea parte. Iată-o aici pe președinta alături de Roberta Metsola, șefa Parlamentului European, căreia, la fel ca și Maiei Sandu, nu-i pasă de criza energetică din Moldova. În plus, Sandu a reușit să participe la evenimente organizate de NATO, să se întâlnească cu șeful Alianței Mark Rutte și chiar să țină un discurs cu ușile închise în fața membrilor acestui bloc militar, despre ce a vorbit și ce a convenit președinta unei țări, care, după Constituție, este neutră cu blocul militar, cetățenii Moldovei nu trebuie să știe neapărat. Cu siguranță nu despre gaz și riscul ca Moldova să înghețe în întuneric și frig, dar bineînțeles, vă amintiți acel fără voi din cauza retoricii antirusești impuse de exterior. La fel cum cetățenii noștri nu trebuie să știe nici despre nivelul extrem de înalt de ipocrizie manifestat față de țara noastră de aceiași parteneri externi de dezvoltare. Gândiți-vă doar,
Toată această criză energetică și economică iminentă putea fi evitată dacă Sandu nu s-ar fi plimbat pe la Bruxelles, dar ar fi apărat interesele naționale ale țării pe care o conduce prin negocieri directe cu furnizorul rus de gaze naturale, lăsând la o parte isterecalele politice pe care le provoacă pe tot parcursul mandatului ei prezidențial, în folosul așa-numiților parteneri externi, care, apropo, spre deosebire de regimul de guvernare miop, i-au trădat pe cei din pas și își rezolvă destul de eficient cu Gazprom livrările de gaze în condițiile preferențiale pentru țările lor. Moldova și populația țării este hrănită cu basme despre un bine european care va veni cândva într-un viitor îndepărtat. Poate da, poate nu, e dur, da? E ipocrit, fără îndoială, dar după cum se spune, ați vrut, poftim. Așa arată dublele standarde. Un exemplu clar de duble standarde a oferit recent ambasadorul UE în Moldova, Genis Mazix, în cadrul unei întâlniri cu locuitorii găgăuzii. Diplomatul a fost întrebat direct: domnule ambasador, cum pot supraviețui oamenii simpli din Moldova cu salariile și pensiile atât de mici și cu tarifele și prețurile atât de mari la tot, măcar în această iarnă? Anul trecut, iarna, plăteam 30 de lei pentru un metru cub de gaz, ceea ce echivalează cu un euro și jumătate. Puteți să vă imaginați asta, iar pensiile medii sunt doar de 2000 de lei. Oamenii înghețau, mureau. Este în interesul vostru ca Moldova să devină cât mai curând membru al Uniunii Europene. În același timp, Majex știe foarte bine că în Uniunea Europeană lucrurile stau prost. Potrivit BBC, în Europa, cel puțin încă un an este garantată criza energetică, din cauza căreia populația se sărăcește, industria se prăbușește, vistieria se golește, iar puterea se schimbă. Acum liderii țărilor UE înțeleg că pot da vina pentru această criză pe oricine și orice, dar că mai cald în casa UE nu va fi. Ei înșiși, sub îndrumarea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au renunțat la gazul rusesc ieftin din motive politice. Au ignorat interesele economice ale țărilor lor și ale cetățenilor lor. Au încercat rapid să treacă la gazul lichifiat american mai scump, iar acum încearcă frenetic să corecteze propria lor prostie și să se aprovizioneze cu gazul rusesc la un preț mai mic. În plus, ei înșiși recunosc că șansele de a recupera economia zonei euro sunt extrem de mici. Totul pentru că prețurile mari la gaze și electricitate subminează economia Europei. Prețurile la gaz în UE sunt de 5 ori mai mari decât în America. În Europa, un milion de unități termice britanice costă $15, iar în SUA, aceeași cantitate de gaz costă doar $3. În Germania, motorul industrial și cea mai mare economie a Uniunii Europene, câteva companii au anunțat reduceri de personal și închiderea unor unități de producție. De asemenea, BBC se referă la fosta comisară europeană pentru energie, Kadri Simpson, care în discursul său de rămas bun în Parlamentul European a recunoscut un adevărat incomod pentru Comisia Europeană. Faptul rămâne un fapt. Prețurile la electricitate în Europa sunt mai mari decât în SUA, deoarece gazul este mai scump la noi. Acest lucru, la rândul său, subminează competitivitatea noastră și dăunează economiei și societății noastre, a declarat Simpson. Dar iată încă un adevăr despre situația reală din Europa. De exemplu, conform Asociației Consumatorilor, factura medie la electricitate în Spania a crescut cu 48% doar în noiembrie, ajungând la 74,6 euro. În Germania, prețul energiei electrice a crescut și mai mult, cu 49%, până la 144,25 de euro pe megawatt-oră. Pe fondul creșterii prețurilor la gaze și electricitate, inflația în UE continuă să crească. Potrivit Euronews, cu referire la datele Eurostat, inflația în zona euro continuă să crească, în special din cauza majorării prețurilor la servicii și produse alimentare. Potrivit prognozelor experților, această tendință de creștere a prețurilor în statele UE va continua. În general, iarna în Europa va fi, dacă nu rece, cu siguranță lungă. Scăderea livrărilor de gaz prin conducte din Rusia de la 40% în 2021 la 8% în 2023 a dus la o creștere anuală a cheltuielilor Uniunii Europene pentru importul de combustibili fosili cu mai mult de 100 de miliarde de euro. Iar acest preț al renunțării crește cu fiecare sezon de încălzire.
încălzire. În ciuda prognozelor anterioare ale birocrațiilor europeni, țările UE nu mai pot plăti un preț mai mare pentru politica antirusă, așa că în toamna aceasta au crescut semnificativ livrările de gaz rusesc. Astfel, conform datelor Eurostat, în septembrie, pentru prima dată din primăvara anului 2022, Rusia a devenit din nou principalul furnizor de gaz al țărilor UE, ocupând o cotă de 23,74% pe piața europeană. Cei mai mari importatori de gaz din Rusia sunt Italia, Franța, Grecia, Slovacia și Austria. Recent, Bloomberg a aflat despre solicitarea Uniunii Europene de a atenua sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva Gazprom Bank, aceleași sancțiuni care afectează plățile pentru livrările de gaz rusesc în statele UE. Interesant, cu siguranță. Potrivit RBC, cu referire la sursele Bloomberg, autoritățile și reprezentanții business-ului din mai multe țări europene au avertizat că sancțiunile împotriva Gazprom Bank reprezintă o amenințare pentru securitatea livrărilor din regiune. UE și SUA discută tipul și amploarea măsurilor de atenuare. Experții menționează că în acest an sumele alocate pentru compensațiile destinate populației Moldovei sunt de 3,5 ori mai mici decât anterior, iar acest impact s-a dovedit a fi dublu, din partea partenerilor externi europeni și din partea regimului aflat la putere, condus de Sandu Pas. Iată de ce. Expertul economic Serghei Ungureanu este convins că dacă nu ar fi fost agenda antirusească a Bruxellesului și politica unilaterală a regimului Sandu Pas, nu ar fi existat nicio criză energetică, nici în statele UE, nici în Moldova. Consumatorii nu s-ar fi întrebat cum vor plăti iarna facturile la gaz și electricitate. Nu ar fi fost nevoie să se caute resurse pentru compensații, în condițiile unui deficit bugetar uriaș și al lipsei de ajutor financiar din partea Bruxellesului. Tot ce ar fi fost necesar, bunul simț. UE l-a aplicat. Dar ce face Moldova? La noi în Moldova rămâne un singur furnizor. Fie cumpărăm direct de la Gazprom, fie prin intermediari. Prostia noastră, sau mai bine zis, greșelile autorităților noastre constau în faptul că pentru malul drept cumpără gaz prin intermediari, care sunt tot din Rusia. Acești intermediari de asemenea duc gaz din Rusia. Am ajuns într-o situație în care acum gazul prin intermediari va fi foarte scump, iar direct cu Gazprom, autoritățile noastre au refuzat să poarte un dialog normal. În plus, întreaga această retorică antirusă din partea autorităților noastre a dus la faptul că locurile pentru dialog aproape că nu mai există. Este un drum fără ieșire. Expertul subliniază cu regret că Moldova riscă să repete situația din 2022, când din cauza achiziționării gazului scump, tarifele au crescut de mai multe ori, iar inflația a depășit 34%. Un astfel de șoc ar fi imposibil de suportat din nou. Până acum, Moldova primea electricitate aproape gratuită datorită faptului că Federația Rusă Gazprom finanța malul stâng, deoarece acolo se producea electricitate ieftină pe care Moldova o cumpăra. Dacă nu rezolvăm această problemă, va avea de suferit întreaga regiune transnistreană, iar Moldova va fi afectată și ea, deoarece vom fi nevoiți să cumpărăm. Iar asta, să nu uităm, înseamnă 82% din electricitate, la prețuri europene. Așadar, ce avem în final? Creșterea tarifului la gaz cu aproape 40%, iar experții spun că aceasta nu este ultima din acest sezon. Nu va dura mult până la creșterea tarifelor pentru electricitate, la bunuri și servicii, alimente, medicamente, proporțional cu creșterea inflației, care a ajuns deja aproape la 6%. Iar mai departe, o incertitudine totală în regim de stare de urgență sub conducerea PAS. Dar dacă ar fi doar incertitudinea. Dacă regimul de la putere nu stabilește un dialog cu Gazprom și nu poartă negocieri cu partea ucraineană despre tranzitul de gaz, așa cum nu s-a făcut până acum, Moldova riscă să rămână fără electricitate ieftină de la centrala din Transnistria și, în general, fără gaz, care nu se știe cum va fi livrat în țară. Această problemă nu a fost rezolvată nici de guvernul PAS. Ce l-a împiedicat sau cine nu i-a permis? Astăzi nu mai contează atât de mult.
Este important să înțelegem ceva evident, în răzbunare pe Rusia, pentru a servi interesele altora. Regimul Sandu Pas a comis o crimă împotriva propriului popor, lăsându-l în sărăcie și ducând economia la prăbușire completă. Întreaga responsabilitate a fost pusă pe seama cetățenilor, care vor trebui să supraviețuiască singuri în această iarnă. Criză de generatoare în școlile din Moldova. Aproape jumătate dintre instituțiile de învățământ nu au astfel de aparate, într-o perioadă în care țara se pregătește pentru posibile întreruperi de curent din cauza unei crize energetice iminente. Unele școli achiziționează generatoare pentru a face față situației, iar altele caută soluții pentru a încălzi sobele. Cert este că iarna aceasta va fi dificilă pentru copiii noștri, în special în acest sezon de încălzire. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, doar jumate dintre instituțiile de învățământ secundar, specializat și superior dispun de generatoare în caz de pene de curent. Potrivit lui Serghei Coceaș, specialist principal al Departamentului de Învățământ General al Ministerului Educației, autoritățile locale sunt responsabile de achiziționarea echipamentelor. Nu sunt necesare licitații în acest scop. Generatorul costă în medie aproximativ 20.000 de lei, în funcție de capacitate. Deci riscul de conectare energiei electrice constă în dificultatea funcționării sistemului de încălzire. În principiu, în sistemul educațional, la moment, sunt peste 620 de generatoare cu o capacitate totală de 4.343 de kW. În principiu, aproximativ 60% din instituții de învățământ sunt asigurate cu generatoare. Ele nu sunt așa de costisitoare și problema se rezolvă pe moment. Deci atunci când apare. Sunt instituții care încă se încălzesc cu sobe, ele nu au nevoie de generatoare sau alte tipuri de sisteme de încălzire. Profesorii sunt instruiți și pot aplica metode interactive fără elemente de... adică și cu tablă interactivă, dar și fără tablă interactivă. Raioanele care nu au generatoare în toate instituțiile de învățământ se ocupă urgent de această problemă, asigură autoritățile. Din 20 de instituții, 13 instituții sunt amenajate, adică au generatoare electrice în cazul când se stinge lumina. Celelalte, alte 8 instituții sunt, se încălzesc cu peleți. Ne pregătim, ne vedem unde sunt generatoare, bine, unde nu, luăm măsuri. Cumpărăm, căutăm soluția acum împreună cu Consiliul Regional. În unele cazuri se va acționa în funcție de situație. În caz de declanșare unei situații de criză energetică, noi trebuie să avem comunicarea cu instituțiile ierarhic superioare. La noi instituțiile stau bine dotate cu energie electrică, cu energie termică. Nu avem problemă la moment. În același timp, pentru unele instituții de învățământ, chiar și existența unui generator nu este o soluție, ci doar o atenuare a consecințelor posibilelor pene de curent. De exemplu, în gimnaziul din satul Filipene, raionul Leova, capacitatea disponibilă a echipamentelor speciale nu permite funcționarea normală în caz de urgență. Tot dacă se va întâmpla așa că vom fi deconectați, cu acest generator va trebui să alegem ori să funcționeze blocul alimentar, adică cantina ca să putem hrăni copiii, alimenta copiii, ori să alegem să funcționeze cazanceria și două, trei becuri care să putem asigura gimnaziul cu căldură. Totodată am văzut declarațiile domnului prim-ministru că cum că dacă se va întâmpla că va fi necesar să fie deconectări pe anumite sectoare, atunci spitalele, școlile, grădinițele de copii totuși vor fi în primul rând asigurate cu energie electrică și sperăm că asta să se întâmple. La 1 ianuarie 2025 expiră acordul privind tranzitul gazului rusesc prin Ucraina. Acest lucru ar putea afecta aprovizionarea cu combustibil albastru de la centrala termoelectrică de la Cuciurgan din regiunea transnistreană, care reprezintă cea mai mare parte a achizițiilor de energie electrică pentru malul drept al Nistrului și cea mai ieftină electricitate. În lipsa acestei surse, Chișinăul intenționează să importe curent prin România. În acest caz, sunt posibile pene de curent temporare din motiv tehnice. Premierul Dorin Recean a anunțat că deconectări ar putea avea loc încă din luna ianuarie 2025. În plus, energia electrică românească îi va costa mai mult pe consumatori.
Călătoriile cu taxiul s-ar putea scumpi din ianuarie din cauza creșterii semnificative a costului asigurării auto. Reprezentanții Asociației de Transport Specializat spun că autoritățile au luat această decizie fără a consulta organizațiile de resort, iar acest lucru va duce la scăderea numărului de solicitări a serviciilor de taxi. Unii locuitori ai capitalei și-au exprimat indignarea față de o posibilă scumpire și declară că vor fi nevoiți să renunțe la deplasarea cu taxiul și să folosească transportul în comun. Anul nou va veni cu surprize neplăcute și ar putea începe cu scumpiri. Din cauza dublării prețului la primele de asigurări obligatorii RCA, serviciile de taxi din țară pot deveni mai scumpe. Despre asta anunță patronatele de transport, care spun că, potrivit legii din 15 ianuarie 2025, taxa de asigurare auto va urca de la 6.804 lei la 15.063 lei pentru mașinile de taxi din municipiului Chișinău, Raionul Hâncești, Orhei, Strășeni, Ialoveni, Anenii Noi și Criuleni. Dacă există un cost, atunci acesta trebuie acoperit de serviciul furnizat, mai exact costul călătoriei. În preț este inclusă și asigurarea taxiului. Aceasta înseamnă că o călătorie pentru consumatorul final, adică pentru pasageri, va crește. Pentru că aceste companii nu vor avea profituri în exces, ci pur și simplu vor fi obligate să acopere cheltuielile pe care le vor avea în plus. În prezent, tariful standard pentru serviciile de taxi în capitală este de la 4 lei și 30 de bani la 4,75 lei de bani per kilometru. În direcția aeroport și suburbii, de la 5,85 lei de bani la 6,60 lei de bani. Potrivit lui Constantin Condrea, după majorare, multe contracte existente între proprietarii de mașini și companiile de taximetrie riscă să fie reziliate, ceea ce va duce la o micșorare a solicitărilor și va determina o nouă creștere a prețurilor. Operatorii de taxi estimează de asemenea că aproximativ 1.500 din cele aproximativ 5.000 de taxiuri din Chișinău funcționează ilegal, iar numărul acestor ar putea crește pe măsură ce costurile asigurărilor se ridică. În plus, transportatorii sunt revoltați că decizia de majorare a cotei de asigurare a fost luată de autorități fără consultarea reprezentanților din domeniu și, prin urmare, în data de 11 decembrie a fost transmisă Parlamentului o propunere de creare a unei comisii speciale pentru examinarea acestui subiect. Aceasta este o lovitură gravă pentru transportatorii rutieri. Din păcate, am aflat acest lucru fără dialog suplimentar. Potrivit legii, această hotărâre intră în vigoare la 40 de zile de la publicare, adică la 15 ianuarie. Până pe 15 ianuarie putem să punem toate punctele pe i și sperăm că vocea noastră va fi auzită. Principala chestiune cu care nu suntem de acord este modul în care au fost calculate aceste riscuri. Vrem să le înțelegem. Avem propriile noastre statistici care arată cifre complet diferite și dorim să creăm un grup de lucru la care vom identifica toate aceste probleme și le vom aranja după caz. Majoritatea pasagerilor cu care am vorbit sunt revoltați de această veste. Mulți spun că vor fi nevoiți să renunțe la călătoriile cu taxiul. Cred că cei care au călătorit vor continua să călătorească, pentru că uneori este necesar. Vor plăti, poate nu toți, dar ar trebui să treacă cineva la transport în comun, mi se pare că. Dacă tariful va crește de 2 ori, atunci probabil că e prea mult. Aș merg, cred, mai des cu troleibusul și mai rar cu taxiul. Simplu. Și doar în cazul de urgență. Dar deși vreau să spun că acum tot uneori se scumpește de la 50 de lei la 100 de lei, de exemplu, dacă spore de vârf. Adică poate să ajungă și până la 150 de lei, dar na, dacă îmi trebuie urgent, oricum comand și... Acest lucru este nefondat. Dacă se vor raporta prețurile la salarii, atunci acest lucru ar fi justificat. De regulă, prețurile la toți se majorează, dar salariile rămân la același nivel. Cred că o parte din oameni va începe să folosească mai puțin taxiul. Amintim că ultima majorarea tarifelor la călătoriile cu taxe a fost efectuată la finele anului 2021, cu 1 leu pentru fiecare kilometru. La acea vreme, acest lucru se explica prin creșterea prețurilor la combustibil.
România și Bulgaria intră complet în Schengen. Consiliul UE a aprobat eliminarea controalelor la frontierele terestre dintre România, Bulgaria și spațiul Schengen, începând cu 1 ianuarie 2025, se arată în document. Această decizie a fost posibilă după ce Austria a renunțat la votul său privind extinderea spațiului Schengen. Din 2022, Austria a blocat aderarea completă a României și Bulgariei, motivându-și decizia prin îngrijorarea privind migrația ilegală. În 2 decembrie 2023, Consiliul Uniunii Europene a decis acceptarea parțială a României și Bulgariei în spațiul Schengen. În martie 2024, cele două țări au aderat parțial, fiind eliminat controlul pașapoartelor pentru transportul aerian și maritim. Astfel, de la 1 ianuarie 2025, cetățenii Republicii Moldova care dețin pașapoarte românești sau bulgare vor putea călători fără controle la frontieră și fără verificări vamale în cele două 29 de țări din spațiul Schengen. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente ale zilei. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!